Eu le mă duc, nu mă uita. Ține-mi un loc în inima ta. Lângă tine vreau să stau. Lângă tine vreau să stau. Lângă ea stă în permanență. Tony Iuruc face ce face, dar pe logodnica lui, Simona Halep, nu o scapă din ochi nicio clipă. În prima zi a anului 2020, bărbatul a plecat împreună cu tenismena în Australia, acolo unde Simona va debuta în noul sezon competițional. E apă să ne stingă focul din priviri, iubire. Vreau să construiesc o lume doar eu și cu tine. Cu toate acestea, cu puțin timp înainte de a urca în avion, Tony Iuruc și-a făcut timp și pentru prietenii săi. Îmbrăcat lejer cu o bluză neagră și o pereche de jeans, logodnicul Simonei Halep a mers la un restaurant de fițe din capitală, iar paparații Spy News, vigilenți ca de obicei, au surprins imaginile. Să ne iubim cu aroganță, să ne iubim acum obraznic și pe față. Preț de câteva ore, Tony Iuruc și prietenii s-au răsfățat cu tot felul de preparate alese, pe care le-au mâncat cu mare poftă. Afaceristul a băut și cafea și apă plată ca să fie pregătit pentru deplasarea lungă care îl aștepta. Tony Iuruc părea într-o dispoziție excelentă, dar avea grijă să fie atent la telefon, probabil dornic să vadă ce mai face logodnica sa. Îmi doresc ceea ce mi se întâmplă acum, ceea ce am acum, o liniște sufletească destul de mare, o bucurie interioară și oameni frumoși alături de mine, oameni cu care petrec mult timp, care mă ajută să mă simt bine și care mă protejează. Te vezi căsătorită și cu copii cândva? Sigur că da, și ziua aceea cu siguranță va fi. Îmi doresc o familie fericită și destul de mulți copii.